Anul trecut pe vremea aceasta, colindatul în ceată bărbătească din România și Moldova a fost inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, devenind astfel Patrimoniu al Umanității. În sate din Țara Făgărașului, din Apuseni, din Călărașii Vechi, din Țara Loviștei, astăzi se adună ceata de feciori, o adevărată confrerie care pune stăpânire pe sat până la bobotează. Este cea mai arhaică formulă de colindat, datină de două ori mai veche decât creștinismul. O parte din această lume o va aduce Grigore și la Suceava. Îl vor însoți grupul bărbătesc din Râșca și rapsodul Vasile Ghica din Călărașii Vechi, declarat anul trecut tezaur uman viu. Iisus Hristos se naște și înseamnă lumină, cuvânt, întrupare. A coborât pe pământ să ne aducă la ceruri. Ne-a învățat să fim călători. Colindătorii sunt călători. Ne-a îmbogățit cu harul mântuirii. Vine pe lume copil, este îmbrăcat cu lumină și scutece, ne învață să iubim. Se naște în sărăcie și ne spune că trebuie să fim darnici. Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos este o sărbătoare a darurilor și trebuie să primenească, alături de legea creștină și legea pământului. Ne învață să stăm la masă după ceremonialul țărănesc. Bătrân, bun, sfânt și domn, pentru a avea lumină în suflet și înțelepciune în gând, susține rapsodul Grigore Leșe. Concertul de la Suceava va avea loc duminică, pe 14 decembrie, începând cu ora 19:30 la Biserica Romano-Catolică Sfântul Ioan Nepomuc.